Sunt să vă acordăm o întrebare. Ce părere aveți despre ajutorul care vine din Uniunea Europeană? Cunoașteți? O măsură care avea în bucurie că vine în pare, dar nu folosim noi ăștia. Da, nu ajunge anume în mâinile oamenilor. Putem să vă informăm, avem 64% din scoturi. Renovarea școlilor, cazane cu biomasă și calculatoare, panouri solare, pilon de lumină, apeducte, apă potabilă, 700 km de drumuri reabilitate, 40 de spitale construite sau renovate și tot așa mai departe. Și noi, în legătură cu asta, avem o scrisoare în care mulțumim Uniunii Europene pentru ajutare și cerem în continuare ajutor cu lupta cu corupția și birocrația ca să ajungă ajutoarele mai repede în sate, investiții pentru a crea locuri de muncă în sate, dar în sate este o problemă mare cu locurile de muncă, infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, deoarece este o necesitate în fiecare localitate, ajutor cu pensiile și sănătatea publică, dar pensiile sunt cele mai joase la noi în Republica Moldova și ajutor cu combustibile pentru încălzire în sală. Ați fi de acord să semnați așa o scrisoare de mulțumire către Uniunea Europeană? Eu v-am spus, sunt de acord, dar ajutorul de astea, mai ales cu pensia asta, că eu sunt pensionar, eu majorez cu 6% asta și asta bate în joc. Da, eu înțeleg, de asta v-am dat și un exemplu, că chiar în țările vecine pensiile sunt de 2-3 ori mai mari ca la noi și salariile. În primul rând, cum a fost, eu vorbesc deschis, că nu mai numai... Cum a fost condiția? Cum a fost? Cum ai furat? Nu știu cum ai furat. Și cum ai ținut și cu țara mișa? Da, nu bate în joc, cum ai deschis? Eu sunt de acord ce ai spus, ta, că ajutoarele este când vin. Eu mulțumit din partea noastră pentru, dar da, sigur. Nu ajung la unii la destinație. Da, fiindcă nu se dă ajutoarele în mâinile poporului. Da, la destinație nu. Eu sunt de acord. Deci cum vă numesc dumneavoastră? Uniunea Europeană. Poate s-a auzit la televizor, mass media. Așa puțin, care vin în Republica Moldova. Avem 64% din exporturi merg în UE, renovarea școlilor, cazane cu biomasă și calculatoare, panouri solare, asistență cu energie și tot așa mai departe. Noi cu această ocazie avem o scrisoare în care mulțumim Uniunii Europene pentru ajutoare și cerem în continuare ajutor cu lupta cu corupție și birocrația ca să ajungă ajutoarele mai repede în sate, deoarece corupția la noi este o problemă foarte majoră, în unele cazuri ajutoarele nici nu ajung la oameni. Investiții pentru a crea locuri de muncă, mai ales în sate, deoarece în sate este o problemă cu lipsa locurilor de muncă și oamenii nu au unde lucra, pleacă peste hotare și lasă satele pustiind. Infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, deoarece este o necesitate pentru fiecare om. Ajutor cu pensiile și sănătatea publică, deoarece pensiile sunt foarte joase comparativ cu România și alte țări. Da, acolo sunt de 2-3 ori mai mari pensiile și salariile, când la noi sunt foarte joase. Și ajutor cu combustibile pentru încălzirea în sate. Acum, la moment, în timpul rece, oamenii au această necesitate. Ați fi de acord să ne ajutați cu o semnătură să trimitem această scrisoare în Uniunea Europeană? O să ajungă? Noi le trimitem. Noi personal le trimitem. Cum vă numesc?